Bă, a intrat un nou rolac. Bă! Ia băta. Ia-l naiba. Pleacă, bă, de... What? Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta ne jucăm Internet Cafe Simulator. Interesat joculețul, mi-a trimis și developerul o chestie și mulțumesc pe calea aceasta. Și mă gândeam că am înregistrat astăzi pentru ziua următoare un episod. Am făcut un live stream de vreo 3 ore și ceva și acum înregistrez al doilea episod. Adică, da, e belea. Ok, hai să dăm drumul. Start. Habar nu am cum se joacă joculețul, dar învățăm pe parcurs. La Rafael se numește internet cafeul meu. Startup. Aim to grow your business with only standard support without a bank loan. As startup start the game, așa, te faci împrumut de la bancă. Cred că stai pe modul easy și pe ăsta greu, că nu faci împrumutul de la bancă. Când începi un joc nou, progresul, nu știu, ok, se șterge. La Rafael. Na. Nu știu dacă ați prins voi, probabil majoritatea nu a prins faza cu internet cafe, dar prin 2005, să spunem așa, între 2006-2010, ceva în genul acela, lumea nu avea calculator, nu avea acces să cumpere piese pentru calculator, pentru că abia începea toată treaba să devină populară și, bine veni la internet cafe, aceasta este camera de hotel pe care ai închiriat-o, poți să mănânci și să dormi aici, poți să urmezi semnul de pe ecran ca să ajungi la muncă. Cred că e puțin... Bă, n-am mai văzut niciodată un joc, apeste skip și bum, senzivitatea direct în fața ta. E ca și cum developerul știa că o să ai probleme cu asta. Ok. Caracterul merge, zici că e bat? Adică nu merge liniar, merge așa, nu știu, e ciudățel. Da, și lumea neavând acces să cumpere calculatoare, te duceai la un internet cafe unde practic era un business care cumpăra mai multe calculatoare și așa mai departe. Nu știu de unde mănânc, deci văd că aici am un laptop, am ceva. Interesant că nu încep direct de la internet cafe. Eu uite câta... Bă, ce-am închiriat, mă, aici, ești nebun? Congelator. Guguașă. Ok. Niște mâncare la conservă și sunt cam gata pe ziua de azi. Câți bani avem? 20.000 de dolari. Mi-arată acolo unde trebuie să mă duc, deci hai să ne cărăm și noi de aici, presupun, băieți. Florile care nu sunt... Mamă, e așa curată vaza asta, zici că florile plutesc, pe bune. Pe bune și fără mișto, cum ar zice un prieten de-al meu, dar nu-l cunoașteți. Poți să faci baie, da, înțeleg. Bun, hai să plecăm, ușa nu mai încuiem, intră cine vrea la hotel la noi aici. Vecine, uite, e forțez ușa lui vecinul. What? Hai să coborăm, presupun, și mergem la strip club. Ce naiba, bă, am greșit jocul? Mi-am dus aminte puțin de Hitman, avem noi un episod cu harta asemănătoare pe care am și văzut eu episodul acum ceva vreme. Mi-e doar de seria de Hitman, poate ne reapucăm. Ia uite-l pe ăsta, bă, acel moment când mama ta îți cumpără haine pentru prima zi de școală și sunt cu trei mări mai mari. Sau e prea strâmb de stoa așa? E și el uimit. Ok, nasul e înfundat, asta are, zici că are un băț în fund, așa mergem. Asta e magazinul nostru. La Rafael, băieți! Mi casa, ești tu casa. Vai. Ok. Am intrat cumva în housekeeper, cum se numea, mă? House cleaner, visera cleanup detail. Mi s-a înfundat nasul fix acum când trebuie să registrez d-astea. Nu știu nici eu de ce curățăm în felul acesta, băieți. Adică dispare cutia de pizza doar când o mângâi cu unealta aceasta, dar nu mai contează. Ia uite-l. Hop! Gata, mă, s-a curățat. Bun, use computer. Hai să începem toată treaba. Apăsăm space ca să înceapă calculatorul, să pornească, să înceapă. What? To set up a computer, you must first buy a table. After installing the table, the necessary parts will be written on the table. Ah, table. Ia uite-l, bă, ce are ăsta cu RGB, cu nebunel. Bă, nebunul la care ești. Hai să vedem. Deci noi avem 20.000 de dolari. Tu spui mie că masa asta e 2.000 de dolari? Wow! Hai să cumpărăm chestia asta și ce că vedem după aia ce se întâmplă. Așteptăm să se completeze, ne dăm la o parte și poate... Ce naiba e asta? Ok, în primul rând, drop. A, le arunc pe jos. În al doilea rând, iau posterul acesta. Wow, gamer, play and win! Yas, queen!
Dă-te la o parte și a sosit o cutie. O luăm, chidem ușa, drop. Tada, s-a transformat. Cu Q și cu R în vârți, am înțeles. Ba, avem o profesoară tare rău de tot la ora de TIC și zicea stație. Stația numărul 1. Bun, asta ar fi masa. Asta ar fi una dintre glume, băieți. Cați că nu v-ați prins. Ăla e. Și ne zice, unitate, tastatură, mouse, scaun și monitor. Vai, poți să-l redenumesc desktop 0? Și ne luăm un monitor. Ar trebui să-ți arate monitoarele în funcție de preț, ca să știi și tu ce cumperi la început. Dar îl luăm pe ăsta cu tub. Nici nu știu dacă ați prins voi vremurile când era mouse-ul. Femei singure în zona ta. Ana este la 4 km distanță. Mama, Ana, aolea. M-au hecuit că am dat ignor. Trebuia să dau pe X, am uitat că așa sunt reclamele astea. Aoleo. Și am crezut că Ana mă iubește în sfârșit, îmi fac și eu iubita. Nu ai pierdut nicio cryptocurrency, monede virtuale, nu ai pierdut că nu... Bă, da, am cumpărat mouse-ul? Nu știu, rămâne de văzut dacă vine. Tastatură. Wow, ăsta e... Bă, cine să uite mă la Tyler, mă, mai știți ce scaun avea de lemn? Bă, ce e drept și eu aveam un scaun asemănător când m-am apucat de YouTube. Fără mișto, nu de ăsta de plastic, dar aveam unul de la masa din bucătărie, o chestie gen mouse, ceva, scaun, adică nimic, wow. Ia, pune-l. Vai, mamă, bă, măcar e wireless, adică, sau n-are developerul buget pentru cabluri. Pune eu invers. Facem, mă, băieți, nebunie aici sau nu? Niște controle destul de ciudățele, da, mă rog. Drop. Vai, mama mea. Bă, dar ce n-ai... Tastatura de ce n-o vede? Put. Aha. Și nu uitați, cel mai important, scaunul de gamer, mă. Pauleu. Zici că e un internet cafe din India, de undeva, cu buget de la mix, scuffed. A, n-am luat unitatea, mă? Computer case. Aici ne rupe la bani. 1400? Băi, dă mă naiba, are o stea jumate și îl cumpărăm? Hai mă, lasă-mă în pace. Pleacă, băi, necizela, tu nu vezi că e închis. Stătea la ușă ăsta. Ia. Ce vrem? Vrei să intri, a? Încă nu e deschis, așteptăm aici, cargo area. Trebuie să vină curierul. Ăsta-l punem așa, la mișto. La mișto. Știi cum e, la mișto te iau... A, uite mă, așa-l put. Nu te cred că l-am pus invers. Ar fi prea troll, știi, să-l pun invers, mă rog. Ok. Deci stația funcționează. Și cred că putem să deschidem magazinul la momentul de față, nu? Sau? Closed mail message skin case. What? Trebuie să cumpărăm jocuri, mă. Asta era, trebuie să cumpărăm jocuri. Hai să vedem. GTU 6, îl luăm că e bun. Bun, abia aștept. The Witcher 4, ok, luăm că e bun. Counter 2.3, Bug Royale, le luăm că se joacă băieții Battle Royale, Fortnite și de-astea. Zifa. Zifa și Cyberbunker. Mamă, deci când o să apară Cyberpunk 2077, o să fie nebunie pe tot internetul. Nebunie, hai să deschidem. Da? Sunteți bineveniți, avem doar o singură stație, dar mai facem și altele, nu e problemă. Ne mai trebuie ceva la Rafael, my store. Am două stele. Ce naiba, mă, că abia am un calculator și la prânaie. Uuu, salumitică! Bă, păi tu apasă pe... vrea să bea ceva. Apasă pe unitate, nebunul. Mă, dar la ce mai cumpărat unitatea asta, băi, dacă are deja acolo? Adică n-are sens. Știți ce zic? Trebuie să cumpărăm mâncare, dar nu știu cum. Că știu... Bă, a intrat un aurolac! Bă! Ia băta! Ia-l naiba! Pleacă, mă, de... What? Bă, stai așa că am leșinat aurolacul. A, a dispărut. Cred că a plecat ăsta. Ineu. Ce s-a întâmplat, mă? N-a plătit? No fees paid.
Am făcut 0 lei pe ziua de azi, nu? La workers cred că ne uităm. Și angajăm un bucătar. Dar nu știu cum închiriez bucătăria asta așa. Să ne ridicăm de aici. Ok, ok. Nenea a venit, dar cum închiriez bucătăria? Fie asta prima kitchen? Ia. Deci nu era la apartamentul meu, era la clădirea asta, era bucătăria aici. Da, da, da. Și putem să-l facem pe nenea să... Ok, să punem mâncare. Deci de aici, hai să cumpărăm câteva energizante. Vreo 5. 5 de astea. Apă. Și am mai văzut o chestie și cu asta încheiem design. Deci vreau să punem podeaua. Să o facem frumos podeaua. O punem de asta negreală. Tavanul care e dezgustător. Îl facem și noi un alb de ăsta așa imaculat. Și pereții lăsăm așa momentan. Ok, băieți? Bun. Mergem să ne culcăm. Arată mai ok cât de cât. Iar era să intru la vecinul. Nu mai încui ușa, o lăsăm așa. Bă, dar zici că am niște mânuși și zici că sunt infractor. Bad. Nu, ceasul ăla, oprește-l. Oprește până aia, sleeper. Ok, hai să închidem ușa, că nu m-aș mira dacă ar intra careva. Aveți tu pe băie să dormiți cu ușa deschisă pe timp de noapte? N-aveți. Hai să ne reîntoarcem la treaba noastră și poate mai instalăm o stație. Ok, deschide aici. E open. Bun, deschidem și ușița. Cred că dacă vine la inspecție ne arestează ce ne face. Dar de unde e mâncarea asta? Că n-are niciun sens. N-a mai fost nimeni aici, nici au mâncat nebunii. Să luăm un laptop și să vedem cam care e faza. Luăm unul la 1400. Luăm iarăși o masă de asta ieftină. Și vedem care e diferența. Avem și un client. Îmi place cum calculatorul e de 3 ori mai mare ca el. Cine bate joci bă aici? Sims. E așa și așa, că dacă e clientul fericit totul e bine. Sugestia mea pentru joculețul acesta ar trebui, înțeleg că e blocat, dar totuși arată urât, știi, când intră în magazin și se văd gunoaiele alea. Ar trebui oarecum un perete ceva. Și când te apropii de el să fie vizibil, sau nu știu. O chestie în genul ăsta. Bă, dar uite-te și tu la scaun, adică... Aruncă laptopul ăsta aici să vedem ce se întâmplă cu el. Ia, poate cineva vrea să facă gaming pe laptop. Deci le are pe toate, dar scaunul nu. Hai că luăm și un ceiling fan să fie aerul frumos. Da. Ia-mi tot pârnaia asta de scaun. Și e ok. Sau ce naiba s-a întâmplat aici? Mă rog. Oricum ne mai trebuie unul. Nu. Plastic ceiling fan. Una pe tavan naiba. Put. Bum. A? Ce ziceți acum? Aveți și aer? Domnița nu vrea nimic de băut totuși. What? Am crezut că a dispărut direct. Pe cine a dat mă bănuții? No fees paid. Ce înseamnă asta? No fees paid. Un nou client? Cu personalitate văd. Se duce până în spate, e cam așa și așa. Hai să luăm hot dog-ul. Ia doamnă. Am scuipat puțin în el, dar n-are nimic. Ia. Ai grijă cu tastatura că se murdărește repede. Ai înțeles? Și nu mai avem alta, că nu e buget infinit aici. Ta, vrea suc femeia. Ia energiu. Pun aici. 590. Ce se mai întâmplă la mine în magazin ea? Băi, ar fi bine să plătești. Ia. A plătit, mă. Cred că dacă nu plătește, trebuie să mergem să-l batem. Cred că asta e ideea principală. Ăsta vrea ceva suculeț. Bă, dar eu mă ocup de curățenie, de tot mă ocup. Ok, order. Bum. Îl luăm repede suculețul. Hai să cumpărăm o consolă mai bine. Ce avem? Console jet. Joystick black, joystick white. Hai să cumpărăm asta. Probabil trebuie și un joystick. Și trebuie și o masă, nu?
Trebuie un table și le așteptăm. Asta vrea ceva de băut? Vrea ciocolată. Ah, poți să dai din spatele calculatorului ca să te miști mai repede. Nu pleca! Ia-ți ciocolata aia. Uite, se joacă la curse asta, bă, dar aici nu vine nimeni, mă. La laptop se pare că nu e lumea interesată. Asta se joacă Zifa. Îți place, nebunule. Nu știu cu consola cum fac, băieți. Că nu merge să o pun pe... Nu mă lasă. N-a plătit. Fiți iar pielea ta. A, da? Real, naiba de nebun. Poate trebuie un televizor, nu știu. Cumpărăm o ieftinătură de asta și vedem. Mă chinui de jumătate de oră să pun televizorul ăsta, care nu are absolut niciun sens. Dar merge. Ne mai trebuie un scaun și un gamepad. Așa că pe ziua de astăzi am închis, e 12 noaptea. Se pare că e prea târziu ca să mai pot să dorm. Deci nu mă mai culc. Ok. Are sens. Ieșim la loc afară. Poate e de la nenea ăla de peste drum? Și oare de la ce oră vin clienții în magazin? Că scria că de la 8 nu mai vin. Interesant. Ce e asta? Ai un lift blocat. Da, 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 înțeleg. Ok. Bă, are oarecum sens jocul? Da, mă, de aici e mâncare, uite. Eat. Superb! Sunt full, deci nu trebuia să mă duc acasă. Hai să deschidem, magazinul este de... Trebuie să lași ușa deschisă, oare? Da, uite asta, nu știu, avem un setup destul de ciudat. Îmi mai trebuie un controller pe care am crezut că l-am cumpărat, dar se pare că nu. Oh, merge și nebunia asta să cumpri. Bă, dar nu mai avem bani, aia e chestia. Chiar nu mai avem bani, boys. Keyboard, mouse, laptop, monitor... Scaun ne trebuia. Am realizat că nu filmam. Minunat, am vorbit degeaba. Am luat joystick-ul, ne-a mai rămas unul. Cam așa arată setup-ul cu consola. Nu știu dacă trebuie să cumpăr jocuri pentru consola. Asta este o întrebare bunicică. Chiar nu am idee. Așa că hai să închidem asta și să ne ducem la jocuri. Unde erau, mă, games? Și sunt doar pentru calculator, nu scrie. Internet, cafe, aha, deci cumpărăm o licență. Cumpără și tu niște, uite, Minecrafter 2, mamă, toată lumea o să vină acum. Cumpără toate jocurile, Diablo, tot, mă, tot, toate jocurile, Game Collector, tot avem. Doar să vină lumea. It's a time consuming play, so and so. Avem, ne-a crescut ratingul, avem 2,52 de stele. Ia să vedem. Sunt oameni care se uită la videoclipuri 18 plus în acest internet cafe. Mamă, nu i-a plăcut. Tipul ăsta pare destul de suspect, băieți. Ce credeți voi că va face? Va fura cumva o cutie? Hop! L-am rezolvat. De-aia trebuie să nu lăsăm cutia afară. Așa că vom pune chiar două joystick-uri. În caz că unul s-a stricat, avem două. Primul nostru client. Hai să vedem unde se duce. 397 de dolari. Nu înțeleg de ce am făcut ația bandă, mă rog. Poate mi-a dat banii pe ziua următoare. Habar n-am. Cred că ar trebui să uiți la televizor. A, trebuie să mutăm noi televizorul acolo, poate. Nu știu ce se joacă, dar pare că se distrează. Cred că se uită cu colțul ochiului, așa e mare gamer el, dar n-o să judecăm. Scaunul ăsta e mai mare decât biroul. Avem laptop, avem consolă, avem PC și... Dacă facem bănuțul, luăm și arcade. Ia că ăsta e uimit. Hopa, ia să verificăm noi temperatura din magazin. E cald, 26 de grade. E ok, omul e la... Uite-l. Haideți la calculator, am instalat Facebook, Instagram. În episodul viitor mergem la domnițe, băieți, să vedem ce se află acolo. Poliția cred că vine și dacă e mizerie sau ceva de genul... Ce se mai întâmplă? Bună seara! Nu vrei să vii să te joci puțin Minecraft? Asta vinde scaune, mă? What? Buy pawn, le e mai ieftine sau care e șmecheria? N-a plătit, mă? Firial, naiba de nebun. Ia. Sunt curios ce naiba face. Și celălalt nu cred că a plătit. Probabil trebuie upgradat. Ia vezi-l.
Mamă, cum crâncă ăsta aici. E nervos, bate niște băieți pe CS. Stai cam confuz, nici el nu știe ce face. Dar până acum merge binișor magazinul. Binișor, băieți. Nici super wow, nici super rău. Luăm un ceiling fan. Frumos. Drop. Click. Put. Boom. Și stai așa că era ăla. Să-i dau o măciucă pe spinare. Ce furi, băi, nemernicule. Ha? Nu mai merge tu așa tip-til. Și acum ar trebui să fie ok. 26 cu un 26, se răcește și aici. Femeie foarte nervoasă. Nu știu de ce. Sper să nu fie nevoie să-i dau o măciucă. Doar 36 de dolari, mă. O să ne oprim și noi aici cu episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați butonul de like. Și poate o să jucăm pe livestream ca să progresăm mult mai repede, pentru că este fain. Îmi place jocul, nu e chiar așa rău. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!